cu o dischetă, un cleaner, șterg, degresăm, da? Cu ștampila pe care vrem să o facem. O să am nevoie de un șervețel uscat. O șterg foarte bine. Gelul. Deci este singurul gel pe care îl poți aplica atât acum pe unghie, după care să vii cu top și să faci blic, sau îl poți aplica topul, inclusiv mat, după care să-l pui, îl aplici și până să-l usuci, pui pudră acrilică, se iasă efectul la 3D. Zilele viitoare o să-ți arăt, da? Acum, vin și aplic. Dacă eu am de făcut 5 unghii, înclin și trag, da? Ăsta îl opresc. Eu dacă mai fac alte unghii, decât mai bine odată și trag pe deasupra, n-are rost să-l șterg. Pe lângă asta, el nu se usucă, da? Bun. Iau ștampila. E foarte bună asta. Stai să iau un șablon. Avem nevoie de ceva cu lipici. Eu o să iau un șablon. Impurități, praf, tot ce are. Și ce fac? Eu văd, să nu vă mâna în el, o să ai tu nevoie, așa că îl voi pune, uite aici, da? Să nu bag mâna în el și să nu uităm. Din partea asta mă uit, nu știu dacă tu o să vezi, vezi? Fix ce eu vreau să-mi iau. Și fac așa. Mă uit, apăs și vin. Să-mi luăm. Iau degetul și tot așa mă uit cum vreau eu să o pun pe unghie. Pot să trag. După care vin cu acetonă de obicei. Să ștergem partea de sus pe care am murdărit-o sau putem și să o uscăm, doar că se curăță un pic mai dificil după. După care vin și aplic topul. Eu acum, tu poți să o bagi în apă așa că o ștergem noi după, te rog, un minut. Eu acum, odată, dacă vreau să șterg asta, o șterg cu acetonă și pot să mai vin încă o dată. Dacă mi se pare că nu s-a făcut suficient, doar vin cu partea în care mai am material, mai trag o dată și se lipește. Nu are rost să ștergem ceva sau să uscăm. Și asta e tot. O să aplicăm și topul. Iau puțin top. Întoarcem și uscăm. Bagă, te rog.